Teologia și muzica se completează una pe alta. Ele merg mână în mână și fără una, cealaltă va pierde mult din putere și efect. În afară de Biblie, cântările au făcut cel mai mult în a conduce pe păcătoși să mărturisească pe Hristos decât orice altă literatură. Spiritualitatea unei biserici poate fi în mod exact măsurată după cântecele pe care le cântă. Adevărul trebuie să fie cântat. Imnurile pot înscrie așa fel adevărul în mintea celor care îl cântă, încât el să nu fie uitat niciodată. De fapt, puterea lui asupra comunității este aproape cu neputință de exprimat. Muzica promovează adorația și meditația spirituală și trezește dorința de a preamări și înălța pe Dumnezeu. Multe comunități sunt ridicate dintr-o viață searbădă și plictisitoare, din durerile și necazurile ei, de către o muzică plină de adorare. Psalmul 33, în versetele de la 1 la 4, spune: Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană leșa de bine cântarea de laudă. Lăudați pe Domnul cu arfa, lăudați-l cu alăuta cu 10 coarde. Cântați-i o cântare nouă. Faceți să răsune coardele și glasurile voastre, căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările lui se împlinesc cu credincioșie. Amin. Here is no rest. Poți să te încrezi. Pentru pionierii mileriți, speranța unei patrii făgăduite era o realitate mai sigură decât însăși cetățenia lor pe acest pământ. Aceste simțăminte se pot vedea în melodia Here is no rest. Mai târziu, când s-a descoperit adevărul despre sabat, primii credincioși au redescoperit această cântare care descria din nou simțămintele lor. Nu le era ușor să meargă la biserică când toți vecinii mergeau la lucru, dar poate și mai greu era când toți mergeau la biserică, iar ei să iasă la câmp la lucru. De multe ori se simțeau marginalizați societății. E adevărat că erau destul de puțini. În 1863, când s-a format Conferința Generală, erau aproximativ 3500 de membri. Acest imn a fost inclus în cărțile de imnuri advente abia în 1886, când numărul membrilor adventiști crescuse la 23.111. Despre acest imn găsim scrise câteva cuvinte în scrierile personale cu experiențe ale lui Hiram Edson. El povestește că era în perioada numită Mișcarea celor 7 luni, perioadă chiar dinaintea lui 22 octombrie 1844, când Edson și câțiva prieteni în timpul zilei împărțeau literatură, iar seara aveau întâlniri evanghelistice. Într-o seară, chiar înainte de a deschide întâlnirea în fața clădirii, se opresc două căruțe pline de călători străini care au intrat cu toții la întâlnirea din acea seară. Fratele Edson le-a făcut loc repede în timp ce sala intona imnul: Aici pe pământ sunt un străin, aici nu e odihnă, aici sunt un peregrin însingurat și totuși sunt binecuvântat. Sunt binecuvântat pentru că eu privesc înainte spre acea zi glorioasă când păcat și suferință nu vor mai fi. În timp ce melodia era cântată, noi veniți și-au dat seama că nimeriseră la o întâlnire milerită și înainte de a se termina, cu toții s-au gândit că o să plece. Dar ascultând mai departe până la sfârșit, în final, din tot grupul, doar o pereche soț și soție au ieșit din clădire. Ceilalți 13 însă au rămas și au primit adevărul chiar în seara aceea. Perechea care ieșise
a tot încercat să-i cheme și pe ceilalți să plece împreună acasă, dar nereușind, ei s-au ambiționat să meargă pe jos 5-6 mile până acasă, având și un copil de un an cu ei. Au crezut că așa e mai bine decât să stea la o întâlnire milerită. Dar copilul a fost atât de neliniștit toată noaptea, încât ei au fost ferm convinși că au acționat greșit atunci când au plecat. Așa că a doua seară au venit și ei, cerându-și iertare și găsind pacea de care aveau atâta nevoie. Imnul a fost inclus inițial în suplimentul de 36, apoi de 72 de pagini al imnurilor milerite. James White, mai târziu, în anul 1849, a inclus-o în cartea de imnuri intitulată Imnuri pentru poporul lui Dumnezeu, care țin poruncile lui și credința lui Isus. Imnul de care am amintit se numește astăzi în cărțile noastre Poți să te încrezi în Isus neîncetat. Vă invit ca să îl cântăm împreună de la numărul 249. Laudă, mărire, glorie, slavă, cinste, laudă Tatălui Ceresc pentru toate experiențele minunate pe care El ni le-a adus în cale. Sofia privea desenul unui copil. Era o pădure cu copaci frumoși înverziți. La mijloc, niște linii care păreau să nu aibă ce căuta acolo. Poate greșise și liniile acelea negre nu mai putuseră fi șterse. Dar Sofia, o copilă de doar 6 ani, înțelesese. Privind de sus, așa se vede copacul. Oare noi cum ne vedem când suntem priviți de acolo de sus? Lui Dumnezeu nu-i place nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Dar nouă ne place păcatul și nu-l mai vedem atât de hidos, nici ca pe cel ce l-a răstignit pe Fiul lui Dumnezeu, pe Hristos. Credem ce vrem, ce ne place, ce ne convine. Suntem din mulțime. Îngerii căzuți ne aplaudă. Nemernicia o consideră laudă. Cu toate speranțele sfâșiate, oameni piperniciți de nedreptate, în genunchi se strâng. Martori tăcuți ai nevredniciei, heruvimii plâng. Pilgrim, adică în traducere sunt peregrin sau mers spre casă. Majoritatea cântărilor adventiști milerite conțineau dorința lor nespusă de a se întâlni în curând cu Domnul lor. I'm a Pilgrim este un imn ca un exemplu pentru acest lucru. După dezamăgirea din 22 octombrie 1844, acest imn reprezenta și simțămintele și izolarea pe care le simțeau primii păzitori ai sabatului. Joseph Bates, fost capitan în marină, acum pensionar și devenit pastor milerit, notează un incident în legătură cu acest imn în autobiografia sa publicată în anul 1868. Aceasta s-a întâmplat în călătoria cu scop evanghelistic prin Maryland, pe care a avut-o el și Heman Gurney în lunile februarie și începutul lui martie 1844. Într-o seară, la întâlnirea evanghelistică, au venit mai mulți sclavi ca să asculte imnurile și predica. Fratele Bates notează, sclavii de la întâlnire au rămas foarte impresionați de imnurile advente. Ei îl ascultau pe fratele Gurney cum cântă: Eu sunt un peregrin, sunt un străin, eu pot întârzia, dar noaptea nu mă poate abate de a merge spre țara mea. Unul din bărbații de culoare
A venit în față să mă roage să-i dăm o copie a cântării, dar frate Gurney nu avea decât un exemplar. Negru atunci îi spune, îți dau un sfert de dolar pe el. Probabil că doar avea atât săracul om după hainele sărace pe care le purta. Fratele Gurney i-a copiat atunci un exemplar și l-a dat. Sclavul a fost foarte mulțumitor. Imnul I'm a Pilgrim a apărut în ambele suplimente de 36-72 de pagini din ediția din 1843 a Harpei Milenare, publicată de Joshua Himes pentru mileriți. James White a introdus-o în cartea de imnuri advent în 1849. La noi în țară, mers spre casă. Aș vrea să o cânt și bunica mea, în ultimele clipe ale ei, care m-a iubit atât de mult, am văzut cartea ei de cântări și o singură melodie era semnată de ea, care o cânta mereu. Mers spre casă, mă așteaptă Domnul. Spre casă mă așteaptă tatăl, doar o noapte, doar o noapte am de plâns. E grea cărarea, dar nu îmi pasă, atât mi-e gândul să ajung acasă. Mers spre casă, mă așteaptă tatăl, doar o noapte, doar o noapte am de plâns. Lângă tatăl, în țara păcii, sunt de mult, de mult cu inima ajuns. Destule pătim, destule teamă, din rătăcire Iisus te cheamă. Lângă tatăl, în țara păcii, sunt de mult, de mult cu inima ajuns. Nu e soare în țara păcii, tatăl meu e pentru veci lumina ei. Nu-i suferință și nu-i nici moarte, e bine acasă și nu-i departe. Nu e soare în țara sfântă, tatăl meu e pentru veci lumina ei. Mers spre casă, ce bucurie, mă așteaptă tatăl meu cel iubitor. O, ce pustie această lume, eu am în ceruri comori mai bune. Mers spre casă, ce bucurie, mă așteaptă tatăl meu cel iubitor. Amin. Să ne imaginăm că deja am ajuns acasă cu ochii credinței și ai speranței. Să ne imaginăm că să sperăm că noi avem un caracter asemănător cu al Domnului Iisus, dăm pe fața roata Duhului Sfânt, ne facem lucrarea la care suntem chemați ca și copii ai lui Dumnezeu și am ajuns acasă.
Și acum ne povestim. Stăm și discutăm cu... Avem plăcuta surpriză, bucuria, că unele suflete cărora noi le-am dat fie o carte, fie că le-am vorbit, le vedem că sunt lângă noi. Astăzi m-am dus la prânz să iau consemnate multe experiențe pe care le aveam scrise și am luat-o și pe jos. În emoție, nu știu cum, în loc să iau autobuzul, am mers pe jos pe soare, pe soarele acesta puternic, am ajuns și, ca să vedeți cum aranjează Dumnezeu, am plecat și cu 3 cărți, Calea către Hristos, Destinul Planetei și Dumnezeu cu noi. Și în fiecare carte am pus de la Xerox poezia despre Biblia, o mică tăietură cu rugăciunea, cu despre rugăciune, puterea rugăciunii pe care o are asupra fiecărui suflet. Și am mai pus eu acolo. Și eram cu ele într-o mică plăsuță. Și când m-am întors și am coborât din mașină, întâlnesc o doamnă, îmi zâmbește, așa se uită la mine, zice, am pierdut mașina. Și încep să discut cu dânsa, discuții așa generale, până am ajuns la Cuvântul Domnului și zic, am 3 cărți, care vă alegeți? Sunt cărți ortodoxe și dimineața, să știți, la școală, la grupa școlii de sabat, mi-a spunea că a avut această experiență cu cineva, i-a dat o carte și a spus, este ortodoxă? Nu este prima oară când întâlnim asemenea persoane care spun, este ortodoxă cartea? Și zic, dacă se întâmplă, azi întâlnim un asemenea suflet, mâine întâlnim alt suflet, dar este imposibil ca să nu dăm și de acele suflete care cu adevărat caută pe Dumnezeu. Și sunt atâtea suflete. Și zice, eu sunt asta, fiică de popă sau frate popă, țârcofnic, zice asta, la biserică, în familie. Am mai spus ceva, că asta că nu este, mă rog, m-a inspirat Domnul să-i spun câteva cuvinte, dar așa, în mod apropiat, fără să fie jignită, fără să fie supărată. Și vine și o doamnă, mai vine o doamnă, Domnul a adus doamna aceea și am discutat după, trebuie întâi să nu intru direct așa, să mă apropii de sufletul căruia mă adresez, căruia îi vorbesc. Și după un timp scot cărțile și zic, doamna a refuzat, dar uitați, am 3 cărți. Care vreți să vă alegeți o carte? Da, bucuroasă! Ei, ce bucurie a fost și pe sufletul meu! Și care? A ales Calea către Hristos. Ei, vă mai dau și Destinul Planetei. Era o completare. Și când a plecat, a venit mașina, când am terminat, îți dat cărțile, când am primit cărțile, a venit și mașina pe care o așteptau mai de mult. Și ne-am îmbrățișat. Vă spun ce bucurie am simțit când am pornit. I-am ajutat și la doamna care se ducă bagajul, la cealaltă doamnă, i-am dorit numai bine. Dar să vă spun cum am venit eu la biserică, alergând la 84 de ani, Domnul, nu știu, când faci ceva, și spun, Doamne, când fac ceva care e plăcut înaintea ta, mă simt așa de fericită și simt că dă putere. Și n-am mai fost nevoie să mai iau experiențe din cele consemnate. A fost asta cea mai proaspătă, dar vreau să spun și una. Și aș vrea pe această cale să adresez
fraților și surorilor din comunitatea Popa Tatu, care, unde am fost vreo 8 luni acolo și m-a primit cu atât căldură și am acolo grupa de, aveam grupa de, și grupa de rugăciune și grupa școlii de sabat, care tot timp cu sora Denise Tamate, datul la semnele timpului, și grupa cu care mergeam în fiecare sabat. După terminarea serviciului divin de dimineață, eram un grup care porneam cu cărți pe spitale, pe străzi, în parcuri, și le mulțumesc pe această cale pentru căldura cu care m-au primit și pentru că mulți întrebau cum, nu sunteți aici, nu sunteți membru a comunității noastre? M-am atașat și eu de această comunitate și, adică, de orice comunitate, oriunde ne-am afla. Oriunde ne-am afla, când sunt copii ai lui Dumnezeu, ne simțim și noi atât de bine. Vreau să vă spun despre o experiență cu tinerii. Eram tot cu o grupă în parc și după ce împărțisem cărți, ne-am așezat pe o bancă să mai tragem sufletul, era tot așa o zi de vară, și lângă noi, tot retras, sirea se găsea un tânăr. Stă foarte abătut și nu știu unde îmi Duhul Sfânt, azi, du-te acolo la sufletul acela. Și zic, mă duc la, i-am spus grupului, mă duc și să stau de vorbă. Și nu vă supărați, nu vă supărați, nu știu ce am mai spus eu, dar în orice caz, ceva care i-au venit bine la inimă. Și dacă aveți, vreau să vă ofer o carte, și a primit și, a avut și Biblia atunci, și Tragedia Veacurilor. Și n-am uitat pe acest tânăr care simțea nevoia. Sunt atâția tineri care simt nevoia după Cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă unii sunt priviți așa, cu ușurință, dar sub aparenta ușurință se ascunde sutele lor inimi care caută pe Dumnezeu și fac și doresc să fac voia lui Dumnezeu. Simt, este imposibil să, dacă vrem să facem lucrarea lui Dumnezeu, să nu ne scoată în cale oameni cărora noi să le vorbim. Am foarte multe. De exemplu, când am dat o carte, când îi dăm o carte, că nu numai în dreptul meu se poate spune lucrul acesta, și în dreptul fiecăruia care au dat cărți și au spus, au primit răspunsul, Doamne, dar chiar Dumnezeu v-a trimis. Chiar aveam nevoie de cartea aceasta. Cum ajung acasă, am să citesc și copilului meu sau alte lucruri care fac să ne întărească și să mergem mai departe în ciuda oricăror vrem, chiar dacă ne refuză unele persoane, sunt altele care nu refuză. Dar chiar dacă refuză la început, să știți, a fost cineva, am fost cu o grupă și era o doamnă care atât de împotrivitoare a fost, ca până la urmă să nu mai termine cu experiențele, cum a ocrotit-o Dumnezeu, și căuta să ne vorbească tot mai mult. Și aceasta ne dă curajul să mergem înainte. Mergem înainte, Domnule cu noi. Am avut multe de spus, dar lăsă mai plească și alții. Vezi cum trăi cu Daniel. Atât cuvintele cât și muzica acestui imn au fost compuse în 1873 de Philip Bliss, 1838-1876. În acel timp, el era instructor la școala duminicală a primei biserici congregaționaliste din Chicago. Bliss a scris acest imn bazându-se pe Daniel 1:8. Prima dată când a fost inclus acest imn între imnurile noastre a fost în anul 1880.
reprezintă unul dintre imnurile valoroase care rămâne și în Church Hymnal, ediția 1941. Într-o după-amiază de duminică, în 24 iulie 1881, Ellen White vorbea despre temperanță în Charlotte, Michigan. Temperanța era o temă preferată a ei. După predica sa, James White a invitat sala să cânte imnul "Vezi cum trăi ca Daniel". Am fost surprinsă, zicea Ellen, de puterea cu care cânta el acest cântec. James, fiind bolnav, în următoarea miercuri s-au întors la Battle Creek. Deși se plângea de dureri de cap, mergea totuși la lucru la birou, ca de obicei. În fiecare dimineață mergeau Ellen și cu James într-un loc special de lângă casa lor să se roage. În timpul ocaziei de rugăciune din sabatul acela, James a cerut călăuzirea și binecuvântarea lui Dumnezeu, iar după rugăciune au cântat imnuri de laudă. În sabatul acela a fost ultima ocazie când James a mai participat la serviciul divin. În următorul sabat, în 6 august 1881, la ora 5 după amiază, James White a murit de febră din cauza malariei la sanatoriul de la Battle Creek. Era cu 2 zile mai târziu după ce împlinise 60 de ani. Lui Ellen White i-a plăcut foarte mult această cântare pentru că face referire la ea în multe articole și predici pe parcursul vieții ei. Uneori folosește expresia aceasta, ai curaj ca Daniel, ai curaj să stai singur credincios, iar în alte ocazii citează prima strofă în întregime. La o întâlnire de corturi din Geelong, Victoria, Ellen a vorbit din nou despre temperanță. Într-o duminică după masă, 11 martie 1900. Toți au ascultat-o foarte atenți vorbind despre exemplul lui Daniel de temperanță, de integritate și fermitate, apoi a cerut corului să cânte prima strofă din imnul Vezi cum trăi cu Daniel. Ca Daniel. Corul a cântat prima strofă, celelalte strofe fiind cântate de toată adunarea. Ellen White scrie mai târziu. Sunt convinsă că acest cântec a avut un rol important în impresionarea minții ascultătorilor de a înțelege mai bine subiectul predicat. Vă invităm să cântăm imnul Vezi cum trăi cu Daniel.
cât ai fost de bun cu tine. Lăudați pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare. Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce le iubesc. Strălucire și mărăție este lucrarea Lui și dreptatea Lui ține în veci. El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui. Domnul este îndurător și milostiv. El a dat hrană celor ce se tem de El. El își aduce aminte pururi de legământul Lui. El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moștenirea neamurilor. Lucrările mâinilor Lui sunt credincioșie și dreptate. Toate poruncile Lui sunt adevărate, întărite pentru veșnicie, făcute cu credincioșie și neprihănire. A trimis poporului Său izbăvirea, a așezat legământul Său în veci. Numele Lui este sfânt și înfricoșat. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava Lui ține în veci. Amin. Doamne, întinde palma Ta. Acest timp frumos a fost cântarea preferată a sorei White. Ea și-a petrecut foarte mult din viața sa scriind sau vorbind despre Hristos și lucrarea sa de mii de ori folosește numele Său în lucrările sale. Cea mai extinsă lucrare a sa tratează viața Domnului Isus, Hristos Lumina Lumii. A fost publicată în 1898. De asemenea, cartea Cugetări de pe Muntele Fericirilor în 1896, iar Parabolele Domnului Hristos în 1900. Pe lângă acestea, dânsa a scris foarte multe articole care s-au focalizat numai pe Domnul Hristos și lucrarea sa. În jurnalul său din 15 iulie 1892, sora White scrie: "Noaptea trecută m-am simțit foarte rău, atât de slăbită că mi-era greu să respir. Mi-a fost foarte frig și ca să mă încălzesc ar fi trebuit să fac un foc mare, dar nu aveam putere să mă ridic. Nu am putut dormi deloc toată noaptea și totuși Domnul m-a întărit ca asta să pot să scriu toată ziua în continuu pentru că Domnul și-a întins mâna." Aici face referire și citează din imnul Jesus Lover of My Soul, atunci lucra la cartea Hristos Lumina Lumii. Cuvintele imnului au fost scrise în 1740 de Charles Wesley, iar melodia din Simeon Butler Marsh în Sherburne, New York. Mileriții nu au inclus acest imn prin cântările lor. Prima parte de imnuri advente care îl conține este cea publicată în 1869. Atunci s-au publicat doar două strofe, ca apoi în 1872 James White să publice toate cele patru strofe, dar cu melodia modificată. Această cântare se află în cartea de cântări și să o cântăm și se găsește la numărul 329. Te du-i în lume și spune-i tăierea lui Dumnezeu, ce-a trimis din cer pe Fiul, du-te și spune mereu, du-te și spune mereu, du-te și spune mereu, de dragostea lui minunată, du-te și spune mereu. Te du-i în lume și spune de iubirea Fiului Său, El din cer la noi venit.
și spune mereu, du-te și spune mereu, du-te și spune mereu, de dragostea lui minunată, du-te și spune mereu. Iisus muri în locul meu, am viață și azi domnește, du-te și spune mereu, du-te și spune mereu, du-te și spune mereu, de dragostea lui minunată, du-te și spune mereu. Am oricât de rău, în Iisus se mântuiește, du-te și spune mereu, du-te și spune mereu, du-te și spune mereu, de dragostea lui minunată, du-te și spune mereu, du-te și spune mereu. Du-te și spune mereu, de dragostea lui minunată, du-te și spune mereu. Amin. În Scriptură anumite momente în care oamenii vor ca să transmită un mesaj, vor ca să vorbească despre experiența lor și nu fac scriind un eseu, nu fac nici în cadrul unei adunări publice și aș vrea ca să fac referire acum la un singur moment. După ce se trece și se iese biruitor din Egipt, se trece Marea Roșie, experiența aceasta este cântată. Cred că este forma în care poți ca să îmbini atât muzica, cât și mesajul textual și să îi aduci laudă lui Dumnezeu. Al doilea exemplu care îmi vine în minte în momentul acesta este bătălia cu filistenii, împăratul lui Israel. Este ucis, este vorba de Saul, iar drama aceasta, Davido, o cântă. E o cântare de jale. Nu se oprește totul aici, probabil că am putea să găsim nenumărate situații. Aș vrea ca să merg mai aproape de timpul nostru. Un mare reformator, om al lui Dumnezeu, e chemat în fața dietei ca să își susțină poziția lui. Iar toată experiența aceasta prin care urmează să treacă este consemnată într-un imn. Cetate tare-i Dumnezeu. Mergând mai departe, cu siguranță au fost prezentate momente din viața oamenilor lui Dumnezeu care și-au găsit refugiul, și-au găsit alinarea într-un imn, și-au găsit încurajarea într-un imn. Vreau să spun, dragii mei, că și în veșnicie, cei care au trecut prin experiența aceasta a păcatului, a durerii, a suferinței, vor cânta un imn. Un imn pe care doar ei știu să-l cânte. De ce? Pentru că este imnul experienței lor. Este imnul lor de laudă, de bucurie. Este imnul care înglobează întreaga experiență pe care au trăit-o pe pământul acesta. Un singur lucru și voi încheia. Când eram copil, mi-aduc aminte că mergeam cu părinții în vizită la o soră bolnavă de cancer. Nu înțelegeam prea mult,
nici boala, nici cancerul. O știam pe sora din biserică, însă mi-aduc aminte când soțul dumneai povestea că atunci când durerile ajungeau la o intensitate atât de mare încât nu mai erau suportabile, începea să cânte. Nu erau mijloace de tratament atât de eficiente ca astăzi, ca să ascundă durerea, să ofere o liniște, o amorțire, o anesteziere. Și soțul întreba, nu te înțeleg, ori te doare, ori cânti. Poartă în el cântecul, imnul. O măsură extraordinară pe care fiecare dintre noi trebuie să o înțelegem, atât de laudă, o măsură extraordinară, atât de rugăminte la adresa lui Dumnezeu, pentru că nu este altceva cântecul decât o rugăciune rostită într-o altă formă. Dragii mei, de fiecare dată când parcă se așează nori deasupra și nu se mai vede soarele, pe lângă rugăciunea pe care o adresați înaintea lui Dumnezeu, găsiți un imn care poate să aducă alinare, poate să aducă speranță și poate ca să așeze pace. Și îl veți găsi binefăcător pentru sufletul dumneavoastră. Pentru că, de fapt, muzica este darul lui Dumnezeu pentru noi. Un dar pe care diavolul se luptă să-l convertească în folosul lui. Aici se cântă. În cer se va cânta. De-a lungul veșnicilor se va cânta. Să ne ajute Dumnezeu ca obiectul laudei noastre să fie El întotdeauna. Amin.